Imaginile terifiante au fost filmate în localitatea Mila 23 din Tulcea. Nopți la rând, mai mulți șacali au intrat în gospodării și au atacat animalele. Uite, șacali. Uite mii. Uite, două oișici. Oamenii din Delta Dunării se confruntă cu această problemă de câțiva ani, doar că în ultimele zile tot mai multe animale sălbatice au început să vină în sat. Reprezentanții biosferei Delta Dunării spun că deja au depus acte prin care se poată obține avizul ca aceste animale sălbatice să poată fi vânate. Vânătoarea este strict interzisă, totuși există un articol care permite această derogare de la lege pentru situații de acest gen, în care unele specii înmulțite necontrolat pot produce pagube. Avem filme și noi, avem poze făcute de comunități, de oamenii din comunități. Recomandă tranquilizare și abia apoi, sau folosirea capcanelor și abia apoi să se stabilească dacă exemplarele vor fi eutanasiate sau relocate sau eventual donate unor grădini zoologice.